apariție rară și frumoasă în emisiunea noastră. Am primit un mesaj, dar asta este după ce o salutăm și cu drag pe Daniela Nane, care a venit alături de noi. Mai spre sfârșitul emisiunii să-l sunăm pe domnul avocat al Anei Maria Prodan, pentru că are precizări de făcut. Până atunci, că nu e treaba Danielei Nane, suntem aici ca să o vedem pe Daniela, care are niște chestii foarte, foarte tari de anunțat, de făcut. Unde ești aici? Este probabil o filmare dintr-o biserică. Ce imagine ați luat? Da, e părintele Ioana, da, care m-a invitat să spun de Paște o poezie pe care toată lumea o iubește, se numește Ștergarul, da, și care face parte din spectacolele pe care, de poezie pe care le mai țin. Și nu știu de ce, de unde ați luat imaginile. Probabil de pe... perioadă în care trebuie să vorbim și de bine din zona Bisericii Ortodoxe, că cineva cu comportamentul lui a cam făcut rău. Dar asta este altă poveste, iarăși nu este treaba Danielei, care a fost în Italia și lumea gândește, domne, te-ai dus în Italia. Acum, Italia, într-adevăr, e subiectul altei discuții azi, care iarăși nu-i treaba Danielei, că a câștigat dreapta acolo, dar când te duci în Italia, frumos, imagini, numai că ea ziua avea treabă și seara, seara, frumos. Ce ai făcut în Italia? Am avut două zile de filmare și am ajuns miercuri seara. Pentru un film sau pentru ce? Nu, este o campanie de promovare pentru un mare brand, okay, dar internațional, așa că nu o să putem să rostim nume aici, dar în curând se va ști despre ce vorba exact. Și terminam filmările pe la 4-5, au fost doar o zi de filmare până pe la 4 și a doua pe la 2 am terminat și a treia zi am plecat înapoi la București. Vatican, dar, frumos! Da. Nu înainte de a mai da o raidă prin Roma, pe care o iubesc foarte, foarte mult. N-am mai fost la Roma de foarte mult timp. Tot cu o filmare am fost la Roma. Am filmat Rivoliul miei filii. E un film cu Sabrina Feril în rolul principal și cu Luca Barbareschi. Iar eu jucam al doilea rol din film, femeia rea care îi fură copiii, îi fură bărbatul. Acum câțiva ani. Se cheamă Rivoliul miei filii. Pentru cine știe, Sabrina Feril e o tipă foarte populară. O mare vedetă în Italia. Sunt două mari vedete acolo, Monica Bellucci și Sabrina Feril. Are o alură de Mihaela Rădulescu. Așa are ceva. Da, de... da, are, da, da, da. E subțire. Exact, are același stil. Da. Și apropo de evenimente, pentru așa, că ați început cu imaginile din biserică, mâine la ora 5, după masă, așa, intrarea liberă la Biblioteca Națională a României este un eveniment organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Un eveniment cu o expoziție foarte frumoasă, cu un concert de muzică psaltică, și la care sunt invitați toți cei care vor să vină, așa că de la ora 17, mâine la Biblioteca Națională, intrarea liberă, cu mare evident, drag. Evident, este invitația Danielei, dar și a distinsului ei partener de viață, domnul ministru Cioroianu, care se ocupă de destinele biblioteci. Zic bine? Da, da, așa este. Și pot să vă mai invit în weekendul acesta, la zilele Teatrului Muzical Ambasadorii. Sunt câteva zile cu evenimente culturale artistice pentru copii. Stai o secundă, aici vreau să știu, aici ești cu domnul Fellini? Fellini, da. Da. La cine cita. Da, da, da. Pentru și te-am mai văzut mai devreme cu George Clooney. Da. Doamnelor și domnilor, o femeie frumoasă și dăruită cu talent ca Daniela Nane, n-ar putea să stea între Brad Pitt și George Clooney? A fost o postare amuzantă, pentru că chiar așa am și făcut postarea pe Facebook, My Date for Tonight, de cine să aleg? Și erau, exact, și lumea ce a votat, Brad apropo? Pitt, pe Brad Pitt a fost, da? Votat drept... Dar oare de ce? Că George Clooney are farbecul lui, are un ceva așa. Nu știu, cred că și eu am slăbiciune pentru Brad Pitt, recunosc. Și când eram însărcinată cu fiul meu, era la televizor 7 ani în Tibet și am spus, să văd filmul ăsta, să fac și eu un băiat frumos ca Brad Pitt. Și într-adevăr, da, e frumos. Era rolul lui de June Prim acolo, el a devenit, a câștigat Oscar pentru rol de băiat mai rău, cum a fost acum pentru rol secundar. Dar atunci, în 7 ani și timpat, eram cuplete Brad Pitt, plângeau fetele, Doamne Dumnezeule. Da, aici nu știu cu cine. Sunt imagini din
din teatru. Aici jucam Goneril din Shakespeare. Aici sunt cu Cornel Scripcariu. Jucam în conversație după înmormântare la Teatrul Bulandra. Aici e o imagine dintr-un film din Orient Express. Aici sunt cu Mihai Constantin. Da, da, da. Jucam Titania din Visul unei nopți de vară la Teatrul Național din București. Aici este tot din tot la Teatrul Bulandra Shakespeare. Te vede lumea la Bulandra, da? Da, dacă vin la teatru, cu drag îi invităm. A început stagiunea, voi avea și două piese noi în această stagiune, una împreună cu colega mea de la Teatrul Bulandra, Andreea Bibiri, și un alt proiect cu un fost coleg de facultate, Răzvan Săvescu, care este regizor și cu care voi lucra o comedie foarte curând. Foarte drăguț. Eu te trerusesem că l-am văzut pe Brad Pitt și fetelor era Brad Pitt și ce să facem acum? Când e Brad Pitt, și noi ne actori. Dăm și noi puțin la o parte, ne tragem sacou. Avem așa. Și noi actori la fel de fermecători, așa că Brad Pitt poate sta la el acolo, așa. Acasă. Weekend, ce se întâmplă? În weekend sunt câteva evenimente, o serie de evenimente, de fapt, vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 11. Sunt două premiere la Teatrul Muzical Ambasadorii, două musicaluri pentru copii. Unul este de Harap Alb, cu un fel de cutiuță muzicală, cu muzică de Liliana Ștefan, pe un libret din Harap Alb, Petre Ispirescu. Deci Liliana scrie și muzică. Sunt cântece pe care copiii le cunosc de pe cutiuța muzicală și atunci cântă împreună cu actorii noștri, cu cântăreții noștri. E o atmosferă senzațională. De exemplu, la cutiuța muzicală Aventurile Pălăriei Fermecate, sâmbătă dimineața la ora 11, e o atmosferă, în momentul în care începe spectacolul și începe cu totul cu fum, cu lumini colorate, copiii încep să țipe. Ai senzația că intră Madonna pe scenă sau ceva, cum e un spectacol rock. Sunt absolut senzaționali. O altă premieră, deci de Harap Alb va fi la ora 11, duminică, așa, la Palatul Copiilor, iar Caruselul Prieteniei este un balet care va avea premiera vineri, pe 30 septembrie, de la ora 17, la Palatul Național al Copiilor, la Sala Mare, care va fi organizat foarte, foarte frumos. Mare parte din evenimente sunt cu intrare liberă, tocmai pentru ca toți copiii care vor să vină să aibă acces. Sunt câteva evenimente cu plată, dar biletele sunt foarte ieftine, dar cele mai multe evenimente sunt gratuite. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, prin urmare aveți unde să vă duceți copiii în weekend. E frumos, acum este momentul să caute zilele Teatrului Muzical Ambasadorii sau pe Ticket Store sunt biletele, okay, dar programul pe Facebook. Foarte bine. Pe de altă parte, la un moment dat când am zis la Focus despre povestea de apropierea unei găini de Daniela Nane, gândindu-mă că a mai fost o doamnă care plimba o găină prin public, Iulie Albu, mi-am dat seama împreună cu Daniela că povestea asta era de acum ceva vreme. Da, e o poveste veche chiar. Mă mir că ați pus acest titlu. Dar e un spectacol în regia lui Gelu Colceag, un spectacol care se numește O noapte furtunoasă și pe care l-am jucat cu mulți ani. Caragiale, cu mulți ani înainte. Eu jucam Zița și Veta era Magda Catone, jucau Doruana, Mircea Rusu, Vlad Logigan, Vlad Corbeanu și Andrei Mateiu. Și la repetiții ne gândeam, Gelu Colceag, regizorul, a spus ar trebui ca Zița, când vine, să vină cu un animal de companie, să aibă ceva, un cățeluș, ceva. Și Doruana zice, putem dacă are o găină, că și așa a trecut prin curte pe acolo și a sărit gardul și a prins-o și a venit cu ea la soră sa. Mi s-a părut o idee genială. Și a intrat cu găina. Da, o adus o găină în vie, deci... cu pasăre? Cum să fie? Biata pasăre n-avea nicio vină când a văzut atâta lume. Era aceeași pasăre care intra cu tine? Da, era aceeași pasăre. Era deja veterană. Da, la un moment dat, pentru că la început se agita, dar când și-a dat seama că nu îi se întâmplă nimic, la următoarele reprezentații n-a mai făcut niciun... Doamnelor și domnilor, dacă Daniela Nane venea zgâriat acasă, nu, actul nu, artistic nu. Cerea sacrificii, ca să zic așa. Am intrat în alt spectacol cu un animal, cu un cățeluș. Era un spectacol de Cătălina Buzoianu, care a fost o mare regizoare a țării, a României, și era un spectacol la Teatrul Bulandra care se numea
6 personaje în căutarea unui autor de Pirandello și jucau Horatiu Mălăele, Ion Besoiu, Virgil Ogășanu, o distribuție impresionantă. Și eu jucam actrița principală a trupei, era vorba despre o trupă de actori și era o divă, mă rog, și-am portretizat-o cât mai amuzant și cât mai caricatural. Așa. Și evident că aveam o cățelușă și întârziam la repetiții și vin repede și atât avea de jucat acel cățel că înmânam cățelul cabinierei să-l ducă în cabină cât aveam o repetiție pe scenă, iar Horatiu Mălăele spunea o replică de genul ia uite-o și a venit cu câinele, parcă nu-s destui câini în teatrul ăsta. Așa. Și asta era replica amuzantă și pentru această replică era tot... Cățelul își avea rostul lui pe scenă. Pe de altă parte, în ultimul minut în care stăm împreună cu Daniela Nane, înțeleg că ești într-o campanie și apropo de animalele sălbatice, să vorbim și de treaba asta și după aceea să mergem la teatru să te vedem. Cu mare drag. Este primul spital pentru animale sălbatice din România. S-a deschis a fost de destul de mult timp, de un an sau doi, și sunt niște oameni foarte inimoși acolo, care au grijă de animale și sunt tot felul de animale sălbatice care au nevoie de ajutor. Eu știu, berze care s-au electrocutat, animăluțe care s-au rănit, fondurile sunt insuficiente, de multe ori se întâmplă că oamenii rup un tricou să poată bandaja un picioruș rupt sau eu știu, și dacă îi putem ajuta, cu mare drag putem să căutăm asociația pentru diversitate biologică, de conservarea diversității biologice, și atunci îi putem ajuta cu o sumă cât de mică. Da, doamnelor și domnilor, ca să-l parafrezez pe Horatiu Mălăele, la câte animale sălbatice sunt în țara asta, parcă merge să facem mai multe spitale. Deși unele dintre ele sunt pentru animale sălbatice, de-aia se și comportă așa și de aceea și se întâmplă ce se întâmplă. Eu cred că nu putem evolua decât prin educație. Prin asta educație și prin evoluția spirituală care se întâmplă să țină foarte suflet și de educație. E adevărat. Cine are, să-i trăiască. Cine nu... Să-și cam dorească. Să nu-i lipsească, nu? Da. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult Danielei Nane pentru această vizită. Trebuie să vă spunem că în timp ce noi vorbeam,